Mircea Joană spune că nu s-a hotărât dacă va candida anul viitor la președinția României. Într-un interviu acordat colegului nostru Radu, Tudor Joana a declarat că va lua o decizie abia după ce își va încheia mandatul de secretar general adjunct al NATO. Cred că întrebarea reală este cum vom face, nu cu cine vom face. Nu știu încă. Mi-a fost prelungit mandatul la NATO, este o onoare pentru mine. Cred că e și o recunoaștere a faptului că fac o echipă foarte bună cu secretarul general Jens Stoltenberg. Va trebui să asigurăm și tranziția la noul secretar general sau noua secretară generală. Secretarul general a făcut, Stoltenberg a făcut o treabă extraordinară. Și eu sunt și român, și oltean, uh, uh, și politician. Un oltean și un norvegian. Și <laughs> eu, știți cum, în Oltenia este, all trebuie să fie toată o banchetă în față și toată lumea lăsă, să aibă la fereastră, că cam așa e. Eu n-am crezut că pot să învăț de la un alt politician atât de mult cât am învățat de la Jens Stoltenberg. Un om extraordinar, 10 ani de prim-ministru de Norvegia, un om de, o, de un calm și de o temenicie și de o sofisticare incredibil de puternică. Deci am avut șansă să lucrez cu el, efectiv o șansă să lucrez cu el. Voi lucra și cu, cu aceeași onestitate și în aceeași echipă cu viitorul secretar general. Nu este moral, nu este etic și nici nu este productiv să mă apuc să îmi fac vânt cu coada despre ce o să fac sau nu o să fac după ce termin acolo.